Imagini noi publicate astăzi de ucraineni, pentru că unii dintre ei ar fi fost deranjați de declarațiile făcute de secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Vom intra în detalii ceva mai târziu în jurnal, pentru că imaginile veți vedea au fost publicate astăzi și ne-ar arăta cum o dronă rusească, era chiar o dronă Shahed, o dronă iraniană folosită de ruși, merge, se deplasează, zboară către teritoriul României, la un moment dat motorul îi se oprește și pică pe teritoriul României, unde și produce o explozie. Sunt imagini pe care nu le-am mai văzut, imagini pe care ucrainenii nu le-au mai dat publicității, este pentru prima dată, nu putem verifica, există câteva indicii, ne putem da seama din nou că de acolo de unde sunt filmate imaginile, ar putea să fie teritoriul Ucrainei, pentru că este mai multă lumină decât pe celălalt mal al Dunării. Pe malul românesc, știți bine, acolo la Izmail e pădure. Există o localitate, e mică, lumina este prea puțină, dar totuși nu e o certitudine. Nu suntem siguri 100% că aceste imagini ne arată o dronă care lovește intenționat teritoriul României. Dar vom vedea imaginile, vom vedea ce putem extrage de acolo și, evident, așteptăm explicații. Așteptăm explicații și în legătură cu descoperirile pe care le-au făcut astăzi jurnaliștii Digi24. La mai bine de 24 de ore după ultima comunicare făcută în mod oficial de autoritățile din România în legătură cu drona care ar fi căzut pe teritoriul României, jurnaliștii Digi24 ajung la Plauru, este un sat care face parte din comuna Ceatealchioi, de pe malul brațului Chilia. Ei bine, acolo merg jurnaliștii noștri și descoperă, după ce au plecat militarii, după ce s-a terminat percheziția, după ce s-au terminat cercetarea, după ce s-au și retras militarii, descoperă niște fragmente. Niște fragmente de dronă, credem noi. Pe unele dintre ele scrie cu litere chirilice. Zona este ca și cum acolo s-ar fi produs o explozie, un incendiu, pentru că e multă vegetație arsă, este chiar și o groapă în pământ care ar fi putut rezulta în urma unei lovituri. Drona s-ar fi lovit de pământ și ar fi făcut această groapă. Foarte important, despre explozie nu ne-a zis nimeni nimic până acum. Singura comunicare oficială era că au fost descoperite fragmente ale unei drone. În studioul Digi24, pentru a comenta evenimentele zilei, sunt Vladimir Ionaș, este sociolog. Bună seara, Vladimir Ionaș. Ion Meioniță, redactor, șef Istoria. Bună seara. Liliana Ruse este jurnalist Digi24. Bună seara, Liliana Ruse. Și Cristian Pârvulescu, politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Alin Borcea este la Ceatealchioi. Intră în direct cu noi acum. Alin, și obiectele, bucățile, fragmentele pe care le-ai descoperit astăzi, cum le-ai descoperit, despre ce este vorba? Bună seara, Cosmin, bună seara tuturor. Am cercetat astăzi, așa cum am arătat și în jurnalele Digi24, locul unde ar fi căzut acea dronă. Mai precis, locul unde autoritățile române au venit în anchetă, au venit să investigheze și să adune rămășițele despre care ne-au spus că ar fi ale unei drone. Nu știm deocamdată ce fel de dronă este, de unde venea exact, cui aparține și de cât timp era pe teritoriul României. Dar în acea zonă, unde părea că a explodat o bombă, pentru că erau foarte mulți copaci arși în jur, am găsit în pământ, la suprafață, câteva fragmente. Ceea ce ar putea să fie fragmente dintr-o dronă. Și vreau să vă arăt acum câteva dintre ele. Aceasta este o bucată de fibră de carbon. Dronele moderne de atac sunt construite din acest material și vedem că pe partea cealaltă este vopsită cu o culoare gri închis. Pare să fie o culoare similară cu cea în care sunt vopsite dronele pe care le folosesc rușii pe frontul din Ucraina. Am mai găsit încă o bucată de aluminiu care pare contorsionat. Probabil, nu știm cu certitudine, nu suntem experți să facem o analiză de specialiști, dar putem să presupunem cu un grad destul de mare de precizie că această bucată de metal a fost contorsionată de suflul unei explozii. Am mai găsit și această bucată de care pare să fie metal plastifiat, mai precis ceva în care ar putea să intre o țeavă sau un alt obiect asemenea.
Cea mai importantă care mi s-a părut mie din toate obiectele pe care le-am găsit până acum este această bucată de hârtie. Nu știu dacă se vede foarte bine la cameră în acest moment. Această bucată de hârtie am găsit-o, repet, la locul de unde autoritățile române au strâns probe, locul unde ar fi căzut această dronă, care deocamdată presupunem că ar fi putut să vină din partea rușilor și să lovească teritoriul Ucrainei, și vedem că are câteva caractere alfanumerice, vedem un rând de cifre și deasupra un rând de litere care par să fie însemne în chirilică. Plus, am mai găsit alte bucăți mai mici de, la fel, fibră de carbon, dar fibră de carbon nevopsită și fibră de carbon care prezintă diversi adezivi. Par să fie bucăți, în mod clar, nu sunt naturale, sunt bucăți care par să fie dintr-un aparat de zbor sau un dispozitiv cât se poate de modern pentru câmpul de luptă din Ucraina. Interesat, Alin, de aceste fragmente pe care le-ai descoperit, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor, de azi dimineață am luat legătura cu ministrul apărării, l-am anunțat că am făcut aceste descoperiri, ministrul apărării ne-a cerut fotografii și după aceea s-a lăsat liniștea. Obiectele astea nu ne aparțin. Noi le punem la dispoziție anchetatorilor, dacă vor să știe ce e cu ele. Te-a căutat cineva? Până în acest moment nu m-a căutat nimeni. Cum ai spus și tu, aceste obiecte nu ne aparțin. Au fost ridicate de la locul unde a avut loc o anchetă, dar unde ancheta s-a încheiat deja. Așa că dacă anchetatorii își doresc să vadă în detaliu aceste obiecte, noi le punem la dispoziție cu cel mai mare drag, pentru că le-am adunat de acolo unde ar fi putut să fie călcate în picioare și ca să nu mai fie văzute niciodată. Locul era destul de moale, așa că la prima ploaie, cel mai probabil aceste fragmente care de fibră de carbon, de metal, care ar putea să fie dintr-o donă, ar fi dispărut și probabil nu ar mai fi fost găsite vreodată. Rămășițele dronei, ne spuneau ieri cei de la armată, chiar ministrul apărării, ar fi fost descoperite de forțele navale. Descoperirea s-ar fi făcut marți, în jurul orei 18. Ce spun sătenii, ce spune primarul din Çatalkyö? Sătenii sunt foarte speriați de posibilitatea ca o dronă să cadă pe teritoriul României. Sunt foarte speriați, mi-au explicat ei, din motive bine întemeiate, pentru că orașul Izmail, portul Izmail pe care rușii îl atacă constant de săptămâni întregi, este la câteva sute de metri de casele lor. Mi-au spus foarte mulți dintre sătenii care am vorbit că suflul exploziilor a trecut adesea Dunărea și le-au zguduit ferestrele, chiar le-au spart unele dintre ferestre. Un alt sătean pe care l-am găsit întâmplător în zona unde a explodat această dronă, era curios și venise și el să vadă dacă mai este ceva pe acolo, mi-a zis că unui vecin de-al lui i-au căzut bucăți dintr-un depozit ucrainean care a sărit în aer chiar pe acoperiș. Deci vedem că suflul exploziilor ajunge și pe malul românesc al Dunării. Trec cei suflul și chiar și fragmente din exploziile care se întâmplă pe malul ucrainean, trec cei câteva sute de metri de Dunăre și ajung în aceste localități din România, în aceste gospodării din România, am putea să le numim chiar ultimele gospodării NATO din această parte a lumii și unele dintre cele mai apropiate gospodării NATO de pe teritoriul NATO de zona de conflict din Ucraina. Trebuie să le spunem telespectatorilor că în două rânduri primarul din Çatalkyö a declarat că el este cel care a făcut descoperirea rămășițelor dronei și nu armata, iar sătenii spun că de fapt ei sunt cei care au făcut descoperirea, primarul a aflat, primarul a anunțat mai departe și așa ar fi ajuns acolo armata. E foarte important, Alin, să ne descrii puțin locul în care ai găsit aceste rămășițe, pentru că el poartă semnele unei explozii, unui incendiu. Aceste detalii nu au fost anunțate public, repet, sunt mai bine de 24 de ore de când, în mod oficial, ni s-a spus ceva despre ce s-a întâmplat, despre ce s-ar fi întâmplat acolo. Cum ai găsit locul? Locul pe care l-au cercetat autoritățile române ieri este într-o pădure între un dig ridicat
și malul Dunării. S-ar pare să fie o zonă care ar putea să fie inundată în cazul în care Dunărea crește și depășește un anumit nivel. Este un drum care mai degrabă este un drum de căruță. Nu este asfaltat, nu este nici măcar pietruit. Este o potecă prin pădure, pe un drum, un dig înălțat, ca să ajungem la locul unde au ajuns și autoritățile române, a trebuit să coborâm o râpă de câțiva metri prin buruieni, prin mărăcini, dar acolo am găsit totul liber, pentru că părea și cel mai probabil acolo a explodat o bombă. În centrul zonei de dezastru era un crater foarte mare, cel mai probabil provocat, cauzat de explozia acestei drone. Toți copacii din jur erau arși. Vorbim de 10-15 copaci care erau tăiați de la jumătate, erau înnegriți de fum, nu mai aveau scoarță, nu mai aveau ramuri, nu mai aveau niciun fel de frunze. Era un contrast puternic. Am văzut această natură moartă, arsă, incendiată, în contrast cu vegetația luxuriantă și verde care era în jur, pentru că, repet, zona nu este foarte ușor accesibilă, a fost destul de dificil de ajuns acolo, pentru că drumurile nu sunt circulate foarte des, este o zonă de frontieră, așa cumva este de înțeles, de asemenea, către malul Dunării, probabil din motive de siguranță, vegetația din jur se ridică ca un veritabil zid care împiedică orice vedere către mal, indiferent dacă vorbim dinspre Ucraina către România sau dinspre România către Ucraina. Și ce informații ai despre o posibilă a doua dronă? Sătenii au relatat că în atacul de azi noapte ar fi rezultat fragmente sau chiar o dronă care ar fi ajuns în România și pe care armata o caută. Ce știi? Până acum, sătenii cu care am vorbit nu mi-au transmis că ar fi auzit și de o a doua dronă, dar se așteaptă, se tem că un asemenea incident este inevitabil, pentru că s-a întâmplat odată, dronele le zboară în apropierea caselor de săptămâni întregi. Mi-au relatat și ei că în seara când a căzut, când ar fi căzut drona despre care tot vorbim, era ceață, era ploaie, așa că drona, și-au imaginat ei, ar fi putut să-și piardă direcția și nu este nevoie de o abatere foarte mare. Repet, între malul românesc, între casele românilor din Plaurul și portul Ismail, ținta pentru armatele lui Vladimir Putin, este o distanță de câteva sute de metri. Poți să vezi foarte clar, cu ochiul liber, nu-ți trebuie nici cameră profesionistă, nici aparat foto, nici nimic, toate operațiunile care se întâmplă în portul Ismail. Vezi macaralele cum încarcă navele cargo ancorate în port, vezi oamenii care se mișcă pe acolo. Ne dăm seama, spună toate aceste lucruri, ca să ne dăm seama cât de aproape este, de fapt, zona de conflict de teritoriul românesc. Dar în același timp, sătenii cu care am apucat să vorbesc erau cumva resemnați. Au zis că dacă este să se întâmple ceva, asta e situația, nu trebuie să trăiască cu această teamă și au zis că își duc viața normală mai departe. Alin Borcea, mulțumesc pentru toate aceste detalii. Repetăm pentru autorități fragmentele descoperite azi dimineață de Alin Borcea, lângă Plaurul. Vă stau la dispoziție. Trebuie doar să le cereți, trebuie doar să veniți să le luați. Trebuie cercetate, noi așa credem. Sau poate nu sunt importante, dar asta probabil veți ști după ce vă uitați la ele. Alin Borcea, mulțumim pentru toate informațiile. Domnule profesor, nu e straniu? Ce anume? Că au cercetat zona și noi în urma lor am găsit niște fragmente pe care acum nu le caută nimeni. Totul este straniu ceea ce privește această dronă sau aceste drone. Mă rog, această dronă. Plecăm de la ipoteza că este vorba despre o singură dronă. Comunicarea a fost deficitară, informațiile sunt lacunare, se obțin pe surse, pentru că da, am aflat că a fost un incendiu care foarte probabil s-ar fi datorat combustibilului din dronă, dar nu într-o comunicare oficială, ci pe surse. Da, de la Ministerul Apărării Naționale, dar pe surse. Ori, din momentul în care informația că această dronă s-a prăbușit pe teritoriul României a existat oficial, cred că trebuiau să înceapă să dea cât mai multe informații, să suplinească eroarea de comunicare pe care au făcut-o luni și marți. Nu? Deja de marți seară
de la ora 18, conform ministrului apărării, există informații clare că drona a fost reperată, sau în orice caz că urmele unei instalații care ar fi putut să fie o dronă rusească, pentru că încă nu avem confirmarea că era vorba de o dronă rusească, dar cel mai probabil este o dronă rusească. Știți, una din problemele pe care ni le punem foarte des este: oare se poate preîntâmpina o asemenea situație? Pot să existe instrumente care să repereze din vreme dronele? Cei care au avut curiozitatea să uită pe hartă, să vadă brațul Chilia, înțeleg foarte clar că rușii, de fapt, trag din Marea Neagră, trimit dronele din Marea Neagră, foarte probabil ori din Crimea, ori de pe nave, și ele traversează o bună parte din Ucraina. Și nu sunt reperate. Deci există o problemă foarte serioasă din punctul ăsta de vedere. Ucrainienii sunt în război de un an și jumătate și încă nu au instrumente care să le permită să repereze aceste drone, care merg încet, care fac zgomot, și cu toate astea sunt foarte greu de reperat. Deci pentru noi va deveni foarte greu și este o problemă preocupantă, nu doar pentru cei care locuiesc acolo, ci pentru că riscul... E foarte bună fotografia, da, pe care o arătați. Da, fotografia locului este specială, da, și foarte complicată. Exact. Pentru că acest buzunar pare că e o peninsulă românească în teritoriul Chiar așa Ucrainei. Se și numește, da. Da? Buzunarul ăsta este foarte expus. Uitați-vă din câte părți poate fi atins... Deci, de orice se întâmplă pe teritoriul Dar trebuie Ucrainei. Să înțelegeți un lucru. Rușii nu intenționează să lovească teritoriul românesc. Deci nici o clipă, o dronă sau o rachetă nu va traversa această peninsulă. Ea trebuie să vină în mod obligatoriu de pe teritoriul Ucrainei. Dar nu poate fi reperată. Eu, din imagini pe care le-am văzut, am văzut că antiaeriana ucrainiană trăgea în momentul în care s-ar fi prăbușit. Deci nu iau în considerare și ipoteza că poate a fost lovită și ăsta e motivul pentru care a căzut. E o observație bună, domnule profesor. Veți vedea că sunt imagini cu antiaeriană și imagini fără antiaeriană. Nouă militarii ne-au și explicat, închipuiți-vă că dacă noi am face ce fac ucrainenii, dacă ucrainenii ar trage după orice obiect s-ar îndrepta către teritoriul României, ar însemna că ar trage în România și noi invers. Da? Dacă noi am trage după ceva ce vedem că e suspect, ar însemna că tragem în Ucraina, ceva ce nu se face. Dar până să ajungem acolo, Lili Ruse, niște jurnaliști se duc în locul cu pricina și descoperă ceva după ce militarii se retrag și consideră cercetarea terminată. Și nimeni nu vrea bucățile alea. Este de neînțeles. Bun, o să avem o dezbatere și o să discutăm foarte mult, a fost, n-a fost intenționat, cine a tras, cum a tras și de ce. Dar pe noi ne interesează ce reacție au avut autoritățile. Două zile au negat. După care, ce să vezi, era adevărat că s-au dus jurnaliștii la fața locului și au descoperit că, de fapt și de drept, asta s-a întâmplat. Nu reușesc să înțeleg cum este posibil să lași la fața locului toate elementele pe care le-a găsit colegul nostru Alin. Cu ce anchetă? Ei așa, faci prin sondaj, faci un eșantion, extragi câte ceva. Mă gândesc, măcar din ce am citit, sau hai să zic, din ce am văzut în filme, că fiecare bucățică este relevantă pentru ceva. Ascultam acum mai devreme o dezbatere la CNN și spuneau că, în general, fiecare dintre componentele astea sunt luate și analizate de departamente specializate, astfel încât să încerce să înțeleagă cât mai mult din ceea ce fac rușii. În România se întâmplă așa ceva? Pare că nu. Colegul nostru stă cu bucățile acolo, poate veni cineva să le ia. Nu înțeleg de ce acest imobilism. Care este, ok, e posibil ca în această anchetă să-ți fi scăpat niște bucățele. Ți le pun la dispoziție. Măcar sună. Cum încerc poze, cum ai povestit, că ministrul apărării ne-a cerut poze și după care a dispărut orice fel de discuție. Gata, totul s-a încheiat. Păi cum e posibil? Și acum poate nu sunt relevante, dar să ne spună asta. Țineți-le, păstrați amintirile. Nu are cum să nu fie relevante, Cosmin. Sunt din altceva, bateți câmpii, ați descoperit și voi niște bucăți pe acolo, n-au nicio legătură. Dar măcar să știm, noi acum nu știm asta. Sunt, ne întrebăm. Nu, dar este incredibil. Prima reacție ar fi, dați-ne să le vedem, că poate nu sunt relevante. Dar cum trimit niște poze și tu, ministerul apărării, te iei după niște poze și spui, s-ar putea să nu mă intereseze. Controversă și în legătură cu cine a făcut descoperirea. Militarii, sătenii, primarul. Primarul și el a intrat acum în silențiu. Stampa? Nu cred că primarul umbla prin boscheții să găsească fragmente de dronă. Bineînțeles că localnicii, cel mai simplu, mergând pe acolo, probabil că le-au găsit.
și au spus primarului, uite domnule, ce am găsit, și primarul mai departe. Dar surpriza mă uimește pe mine. Noi asistăm la o operațiune declanșată de Rusia de multă vreme, prin care încearcă să distrugă infrastructura portoară a Ucrainei la Dunăre. Pentru că reprezintă culoarul principal prin care exporturile ucrainene supraviețuiesc și pot fi trimise. Ăsta este culoarul. Folosind Dunărea, folosind după aceea infrastructura românească. Dar ca, pentru ca grânele să poată să iasă din Ucraina, trebuie să treacă pe undeva. Și acel undeva este Chilia, mai este Ismailul. Ce faci? Bombardezi ca să oprești grânele la graniță. După aia nu mai ai cum. Dacă au trecut în România, s-au urcat pe, le-am încărcat pe vase, Constanța, Galați și așa mai departe, și se duc în Africa, se duc în Orientul Mijlociu. Deci, a început operațiunea, știam cu toții că a început, sau specialiștii știau că este vorba de un braț al Dunării, nu e toată Dunărea, deci e mult mai îngustă. Deci e clar că ai bombardamente unde? La o azvârlitură de băț de granița României. Sunt niște sute de metri acolo. Era imposibil și total toată teoria probabilităților. Cum să nu cadă? La cum arată locul ăla? Cum să nu cadă în România, pentru că ucrainenii încearcă să oprească, fac toate eforturile. Este un război. Este un război. Nu este o operetă. Deci ucrainenii trebuie să supraviețuiască, să-și salveze grâul pe care rușii încearcă să-l distrugă cu infrastructură portoară, dar și depozite de grâu, cu zeci de mii de tone de grâu acolo care pot fi incendiate și așa mai departe. Normal, este război, este pe viață și pe moarte. Ei trimit sute de drone, bombardează ore în șir. Nu poți să nu te gândești că o dronă, două, zece, vor cădea pe teritoriul României din această luptă. Chiar dacă pot să fie lovite, pot să nu fie lovite, este un tir antiaerian susținut, deci trebuia să, de la început, să ai toate măsurile acolo, să ai oamenii acolo, nu să vină domnul ministru al apărării, domnule, cu lupa pe acolo să facă pe Sherlock Holmes. E ridicol, pur și simplu. Ce căuta acolo, în primul rând, de expert? Dacă îi dai fragmentul ăla, zice, asta e un Shahed, asta este o rachetă M150.207,5 cu motor 4 timp și nu știu. Ce caut acolo? Să se vadă lumea că are treabă? Păi nu are treabă la București, are o treabă cât casa la București, că trebuie să repare bomba asta de comunicare pe care a lansat-o. Deci știam că se va întâmpla, nu puteai să spui că mai devreme sau mai târziu nu vei avea un asemenea incident. Să pregătești populația, să spui, n-ai cum să nu te aștepți că pică ceva în România. Nu este un atac al Rusiei împotriva României, exact, pentru că asta ar intra într-o logică de confruntare cu NATO, cu întreg NATO, dar România trebuie să fie acolo. Și trebuie să spună întotdeauna, asta este marea problemă. Dom'le, nu știm. De ce nu spui nu știm? Nu avem date. Verificăm. În momentul ăsta, în momentul ăsta, tot ceea ce putem spune este că cercetăm zona pentru a aduna toate datele posibile, astfel încât să putem să dăm o informație verificată. Când vii și spui, nu, niciun caz, nici musca, nici pasărea colibri, nimic, suntem acolo, și după aia se dovedește că n-ai știut nimic, sigur că intri într-o catastrofă. Dar s-a dovedit că n-au știut nimic, Ion Ionita? S-a dovedit că n-au știut nimic? Avem vreo garanție că n-au știut sau că au știut și n-au vrut să facă tam-tam? Nu, cred că puteau să... Pentru că nu depinde numai de... Este o chestiune mult prea importantă ca să... Eu bănuiesc că au mers pe ideea asta că nu știm înseamnă că nu există. Da. Dacă noi nu știm, nu există. Mai vede asta domnul. Asta înseamnă că nici n-au căutat-o, că era bine să nu știe. Era bine să nu știe, și a găsit-o cineva, și când a găsit-o cineva... Dar știți care e problema? Vederea asta e pe 2 cm. Nu vezi mai departe? Va cădea mâine. Azi poți să spui nu știu de ea. Dar mâine nu va mai cădea încă una în condițiile astea. Cu ce efect, Vladimir Ionaș? Cu ce efect asupra oamenilor care au încredere în
instituții, în faptul că suntem în NATO, că suntem sub umbrela de apărare și așa mai departe. Și constată că nu ne prea înțelegem. Dacă erau fragmente, au explodat? N-au explodat. Era o dronă întreagă, erau doar niște fragmente. Le-a găsit ministru, le-a găsit forța navală, le-a găsit un sătean, le-a găsit primarul. E periculos, nu e periculos, a fost cu intenție, n-a fost cu intenție, a fost una, au fost două. Din punctul meu de vedere, Ministerul Apărării e obligat să iasă cât mai repede într-o conferință de presă prin în care să explice exact care au fost pașii pe care i-au urmat și de ce au dezinformat în primul rând conducerea statului, președintele și premierul. Pentru că experții aceia care au făcut și aceste verificări pe teren de uitat sunt cei care au informat. Înțeleg că și Cotroceniu și guvernul au întrebat de foarte multe ori Ministerul Apărării dacă sunt siguri că nu a căzut nimic în România. Informațiile de la Ministerul Apărării, date de către experții din Ministerul Apărării, a fost că da, 100% nu a căzut nimic în România. E surprinzător pentru că, din câte am citit, radarul de la Deveselu are capacitatea să înregistreze inclusiv aparatele de zbor mici care zboară la joasă altitudine, deși dronele. Cum de n-a fost văzută pe niciun radar această dronă, nu știu, poate a fost lovită de antiaeriană, poate, nu știu ce s-a întâmplat, dar până la urmă nu e o surpriză, să nu uităm că noi nu găsim avioane care să prăbușesc, da? Nu e în stare statul să vadă unde sunt și să găsească epava rapid. Deci nu e o surpriză că nu au văzut, nu știau că a căzut o dronă. Din punctul meu de vedere, trebuie să clarifice și nu, ministrul apărării, nu președintele, nu premierul, ci, din punctul meu de vedere, șeful statului major. Pentru că problema cea mai mare de imagine astăzi este a armatei. Reprezintă una dintre instituțiile în care România aveau încredere, au încredere și astfel de momente nu fac decât să scadă acel nivel de încredere. O informație, mi-aduc aminte de ce spunea Ion Meioniță, adineauri, și anume că ne putem aștepta ca așa ceva să se întâmple, ne spune că astăzi în localitatea Chilia din județul Tulcea, deci Chilia veche, e la noi, da? În localitatea Chilia din județul Tulcea, într-o anexă gospodărească, într-o bucătărie, a fost identificat un proiectil, un glonț, calibrul 7.62, care a pătruns prin acoperișul casei, prin tavanul de rigips, a căzut pe podea. La fața locului s-au deplasat polițiștii, se fac cercetări la Chilia veche. La Chilia nouă, în Ucraina, a fost atac ieri cu drone. Da, exact același lucru. Se vor întâmpla. Vor fi astfel de incidente de acum înainte. Nu știm cu ce frecvență, dar nu poți să spui că nu vor fi, pentru că asta este probabilitatea. N-ai cum să scapi de așa ceva, pentru că se întâmplă acolo. Și cu care ne-i trag, că ori fi tras cu Kalashnikov-ul, că mai trag și cu altceva. 762. După da, cu 762 e un Kalashnikov. E calibru standard al țărilor, partea de la Varșovia. Da, dar... Încă o dată, populația trebuie informată, trebuie luate măsuri. Oamenii trebuie informați, mai ales că trăiesc acolo, să le spui. Sunt riscurile astea, dacă auzi zgomote și așa mai departe, ei știu, se bombardează peste drum, încă o dată. Sigur că le spart. Și sigur și simt, chiar au nevoie de susținere despre care vorbiți. Și, în al doilea rând, schimbarea totală în ceea ce privește comunicarea la nivelul Ministerului Apărării și, evident, pentru că ai factorii de decizie care dau niște semnale pe baza informațiilor pe care le primesc de la structurile specializate. Că și președintele României și premierul primește o informare, un raport. Sunt acele raport, acele texte care le vin în plicuri sigilate numai pentru anumite nivele de decizie în care sunt informați. Domnule profesor, unii s-ar putea să spună, ok, ce e toată tevatura asta? Ce s-a întâmplat? A căzut o dronă, ok, și... Și o să mai cadă dronă. Și o să mai cadă. Câtă vreme... Deci eu cred că trebuie să mergem în pasul următor. Deci s-a confirmat oficial că există resturile unei presupuse drone. Și în condițiile astea, eu cred că trebuie să avertizăm Rusia că aceste atacuri riscă să degenereze și să atragem atenția să nu mai pună în pericol teritoriul României.
Nu înseamnă neapărat că vor ține cont de ceea ce spunem noi, dar avem obligația să facem acest lucru și într-o manieră cât se poate de convingătoare. Pentru că, bun, un glonț care vine dinspre Ucraina și ajunge în casa unui om e una, dar de aici până la a răni pe cineva nu este foarte mult. Aduceți-vă aminte că totuși o dronă a trecut peste teritoriul României din Ucraina la începutul războiului, ajungând unde? Taman la Zagreb. În Croația. Deci a trecut peste câteva state NATO și nimeni nu a interceptat-o. Toată lumea se întreba la Zagreb unde? Într-un parc. Da, slavă Domnului. Da. N-a murit nimeni. Da. Și era vorba de o dronă de fabricație sovietică folosită de ucrainieni și scăpată de sub control. Nu cred că au terminat toate dronele astea. Riscurile sunt cât se poate de mari și trebuie să avertizăm atât Ucraina cât și Rusia în legătură cu consecințele pe care le poate avea continuarea acestor acțiuni care pun în pericol cetățenii României. Pentru că oamenii care trăiesc acolo sunt cetățeni ai României față de care avem întreaga responsabilitate. Ucrainenii pun paie pe foc. Pentru ei pare să fie un moment pe care vor să-l folosească, pentru că un celebru blogger ucrainean publică imagini. El spune că sunt dimineața zilei de luni și din imagini s-ar vedea cum o dronă se îndreaptă către România, cade pe teritoriul României și explodează. Ar putea fi drona despre care tot vorbim, ar putea fi cu totul altceva. Nu știm dacă era chiar în ziua aceea filmarea făcută. O să o vedem și analizăm împreună cu invitații noștri după pauză. După pauză, imagini. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg spune astăzi: nu avem indicii, nu există nicio informație că Rusia a atacat intenționat România. România ne-a informat de resturi miercuri dimineață, de îndată ce a aflat. Astea sunt informațiile pe care le are secretarul general NATO. Adaugă un detaliu important, se leagă foarte bine cu ce spunea Ion Meioniță mai devreme. Ce s-a întâmplat în România arată cât de mare este riscul de incidente și accidente. Ne vom referi imediat la această formulare, ce reprezintă ea, dar declarația secretarului general NATO pare că i-a enervat pe unii la Kiev. I-a enervat pe niște ucraineni, pe un domn, Serhi Sternenko, în mod special, este un blogger ucrainean, care a publicat pe Twitter imagini. El spune că sunt imagini din noaptea de 4 spre 5 septembrie și că în imagini se aude o dronă Shahed 136 care se îndreaptă către teritoriul României. Este sigur că este o dronă Shahed pentru că acestea, spune bloggerul ucrainean, ar avea o caracteristică. Înainte de a se opri la țintă, de a lovi ținta, motorul decelerează. La un moment dat chiar se și oprește. Se aude. Veți vedea și explozia, după care vom analiza dacă poate să fie în România, dacă e în altă parte, dacă e în altă zi. Haideți să vedem imaginile. Румыния, не офигеть! Твою мать! Боженьки, извини, пожалуйста, прости. Bloggerul ucrainean este sigur, spune el, că era vorba despre teritoriul României, pentru că între locul de unde se filmează și unde teoretic se vorbește ucraineană, rusește, i-ați auzit pe el și ea, și locul ăsta unde sunt multe lumini și locul unde se produce explozia, se vede luciul apei. Ar fi vorba despre brațul Chilia, deci e dincolo de apă, dincolo de Dunăre. Astea ar fi indiciile bloggerului că sunt imagini din România. În plus mai spune și că s-ar fi întâmplat la începutul atacului, când încă nu pornise antiaeriana ucraineană, că nu se vede nimic pe cer, altceva decât explozia aceasta puternică. Acum, comentarii. Ne-ați spus, domnule profesor, că aveți senzația că ați mai văzut imaginile astea. Ați mai văzut da, imaginile? Da, aceste imagini le-am mai văzut. Sau exclamația România, România? Nu, imaginile acestea cu exclamația le-am văzut pe site-uri românești.
Acum? Sau în ultimile două zile. Circulă de în două ultimile zile. Două zile. Okay. Asta spuneți că s-a întâmplat pe 4 spre 5, adică luni spre marți, în noaptea de luni spre marți. Deci sigur nu e vorba despre 3 spre 4 când s-a întâmplat incidentul duminică spre luni, când s-a întâmplat incidentul despre care vorbim în momentul în care vorbim de arestul. Atacul de luni dimineață, da. Pe de altă parte, e complicat de spus dacă acea dronă explodează pe teritoriul României sau nu, doar pentru că cei care par să știe că acolo e România, o spun, este nu e o dovadă suficientă, mai ales că dumneavoastră ați arătat mai devreme pe ecran cum arată Dunărea în zona aceea, deci ne putem imagina. Încă o dată, rușii nu merg pe luciu Dunării. Acele rachete, aceste drone sunt trimise din Marea Neagră, străbat teritoriul ucrainian și ajung să explodeze acolo. Ei au nevoie de drone spioni care să le ghideze pe astea pentru a putea să lovească exact centrele pe care le au în vedere și au și spioni la sol, apropo, care identifică locurile și alte lucruri de genul. Corectură. Postarea spune că video ne arată cum o dronă Shahed 136 lovește teritoriul României pe 4 septembrie. Deci e vorba despre dimineața zilei de luni. Da. 4 septembrie. Liliana Ruse. Da, acum nu cred că o să confundăm imaginile publicate de un blogger cu poziția statului ucrainean. Da, noi am avut o declarație oficială de la ministrul Kuleba despre ce s-a întâmplat aici. De-aia iarăși sunt profund mirată. Ministrul a dat și coordonatele unde s-a întâmplat. Iarăși mă mir că n-am putut să verificăm atât. Poate că așa funcționează lucrurile. Dar aici presimt o dispută cu domnul Ionaș, pentru că a apărut această teză în spațiu public și anume că Ucraina vrea să ne atragă cu toate puterile în acest conflict militar pe care îl are cu Rusia. Nu, nu România, ci NATO. Păi, noi suntem cel mai aproape, adică mai avem Polonia, noi și Polonia, ca altă variantă. Nu încerca cu polonezii, nu le-au ieșit și încearcă cu România. În ce sens? Au încercat cu polonezii și nu le-a ieșit? În momentul în care racheta a căzut pe teritoriul polonez, rachetă care a fost doborâtă de antiaeriana ucrainiană, dar despre care ucrainienii au afirmat inițial că a fost o rachetă rusească care a vizat o țintă. Diferența acolo, în primul rând, că nu știm în niciun caz dacă a făcut-o ucrainienii, au făcut-o cu intenția de a atrage Polonia în acest conflict. Nu, eu nu am această informație. Și doi, polonezii au comunicat foarte rapid ce s-a întâmplat, direct populației. Nu uitați că a murit un om și da, au murit doi oameni au murit atunci. Polonia n-a spus niciodată că e rachetă rusească? Nu, n-a spus. Au verificat și au avut și victime. Două persoane au murit. Dar cu toate acestea, deci să nu confundăm lucrurile. Că îți pică o rachetă care pică sau o dronă, nu înseamnă o declarație de război. Nu înseamnă că răspunsul tău este să-ți iei tancurile să te puși de război. Deci nu discutăm în paradigma asta. Sigur. Sigur, notifici, spui, protestezi cu tare. Dar nu există, pentru că nu este vorba despre un atac asupra unei țări NATO. Încă o dată, zboară pe deasupra, e război la graniță, fiind război la graniță, vor cădea fragmente, drone, rachete, mulți Doamne ferește, se poate întâmpla. Dar asta nu înseamnă că te atrage cineva în război, pentru că ești un stat care se coordonează cu aliații și telespectatorii care au nevoie de explicații. Răspunsuri. Mulți se vor întreba, se întreabă, o fac deja, văd că ne scriu. Dom'le, dar când este o declarație de război? Iar ce spune Stoltenberg? Vă spun eu că războiul din Ucraina nu are nicio declarație de război, dar Ucraina este atacată. Adică au fost coloanele de tancuri către Kiev, au fost bombardamentele, sunt și în ziua de azi la fel de intense, numai că sunt pe tot teritoriul Ucrainei. Cu alte cuvinte, există o intenție, da? Și este un atac. Este o intenție. Un atac, o agresiune care se poartă împotriva unui stat suveran, independent, recunoscut de ONU. Asta este în teoria internațională, dreptului internațional, agresiune. Război de agresiune care este ilegal și condamnat de întreaga comunitate prin dreptul internațional. Bine, cine respectă dreptul internațional, că aici nu avem vorba despre respectarea normelor de drept, dar războiul de agresiune a fost condamnat încă din la începutul secolului trecut și a fost considerat la definirea lui. Deci, sigur că nu te atacă, una e accident, una este un incident și alta este să și nu intri în război pentru un incident. Intri în război ca să te aperi.
e cu tot o altă situație. Sau dacă incidentul este foarte grav. De tipul navă care transportă sau autobuz care este lovit în nici acel moment. Nici măcar atunci. Ba da. În momentul nici în care o navă de transport este lovită și aparține, este sub drapelul. De ce? Turcii au declarat război când a fost nava oprită și s-a tras asupra ei? Nu, nava respectivă n-a fost atacată. Nu, s-a tras focuri de avertisment. Da, pentru a fi controlat. Ca să se oprească. Da. Bun, dar și putem... Pot să pun această întrebare? De ce ar crede Ucraina? N-a mers cu Polonia. Plecăm de la premiza că asta încearcă. De ce ar adopta această strategie când în mod evident, dar plecând de la administrație, strategie. Statele Unite... Strategie? Păi nu, despre asta vorbeam, că există nu, spațiu public acuzația că Ucraina încearcă ceea să atragă... ce au spus în mod oficial, încă din momentul în care Ucraina a făcut o declarație reală. Pe teritoriul României a căzut o dronă. Exact. Deci ei au făcut o declarație reală. Au spus Culeba, un fapt. Adevărat. A spus și că nu au manipulat în niciun fel informația asta. A fost corect. Da. Ce a urmat în urma acestei declarații? Vedeți cât de periculoasă este situația? Vedeți pericolul asupra Ucrainei? De aceea cerem în continuare să primim toate sistemele antieriene de care avem nevoie, avioane și așa mai departe. Sau și dreptate. A fost un pic mai mult. România... trebuie să ne spună ce are de gând să facă mai departe. Da, asta are vis-a-vis de România. Declarație făcută de Culeba. Nu are rost să nege, avem dovezi. Păi dovezile da. Erau păi tocmai că el primea negarea românilor. Era vorba de declarația ministrului de externe, ministrei de externe române. Care era același eveniment exact, cu ministrul Ucrainei. Și atunci a replicat, nu, spun, noi suntem siguri că a căzut. Deci e un fapt real pe care noi îl știm și vi-l spunem și l-am spus public. Nu mai negați că o să-l găsiți și voi până la urmă. Credeți că între timp Bucureștiul și Chievul au făcut schimb de informații? Absolut. Poza asta pe care am văzut-o cu toții, că ucrainenii au dat-o publicității. Or fi știut mai mult de atât. Le-or fi trimis și la București. Și să-i întrebăm pe cei în cauză. Dar cine știe ce a făcut de fapt și de drept România în acest război? Pentru că am avut strategia, noi tacem și facem. Putem presupune că da, s-au consultat, că există astfel de dialog, că ar fi și absurd să nu fie. Dar de fapt și de drept nu știm, chiar nu știm ce se întâmplă. Unii dintre telespectatorii noștri se vor întreba și de ce e o diferență atât de mare de lumină între poza asta... Bun, acum nu putem să luăm toate pozele. Ține de calitatea și toți blogării. E și un război informațional care se duce. Și încă o dată, ucrainenii în au care România nevoie... n-ar trebui să fie de aceeași parte cu Ucraina? Adică nu e de aceeași parte cu Ucraina? E de-a partea adevărului. Asta contează. Pentru că într-un război informațional câștigi atunci când ești de partea adevărului. Voilà. Vă rog, în fiecare dimineață, începând cu ora 2-3, românii, pe toate rețelele sociale, pe TikTok, pe Telegram, pe Facebook, transmit aproape live ce se întâmplă în cele două porturi. Filmează de pe malul românesc, de duminică dimineață până astăzi. În fiecare noapte e plin de oameni care stau și filmează. Mie mi-e greu să cred că o dronă le trecea peste cap și exploda în spatele lor și nimeni nu filma, în primul rând. În al doilea rând, am văzut că ambasadorul Ucrainei și mulți alți lideri au avut această, mai mult decât rugăminte, către români să nu mai filmeze și să fotografieze. Dar văd că ucrainienii pot să filmeze și să fotografieze momentele și importante. Și motivele sunt întemeiate acelea. Eu sunt de acord, da. Inclusiv faptul că astfel de fotografii nu ar trebui să fie date publicității, pentru că conțin informații secrete care le permit rușilor să localizeze antiaeriana și să o atace după aceea. Corect. Pentru că nu trebuie... Deci e un război informațional și e foarte important fiecare element pe care îl câștigi. Oricine filmează momentul ăsta... în mod involuntar, contribuie la efortul de război al uneia dintre părți. Că e ucrainean, că e român. Că e ucrainean, că e rus. Apropo, ce credeți că rușii n-au acces la Facebook, exact. Telegram și TikTok? Adică nu avem naivitatea asta, nu bănuim asta. 30 de secunde mai avem și o să revedem imaginile, după care luăm pauză și ne întoarcem. Cu o întrebare, mai am o întrebare. De ce au apăsat ucrainenii pe pedală? Pentru că presupun că ar fi putut pune mâna pe telefon să sune la București și să spună toate lucrurile astea, măi, oameni buni, noi avem dovezi, opriți-vă, sau faceți ceva, sau faceți ce credeți voi. Au anunțat public, au făcut declarațiile astea public. De ce? Sunt foarte curios. Revedem imaginile și ne întoarcem.
România! Nu офигеть! Твою мать! Боженьки, извини, пожалуйста, прости. Vă reamintesc informația momentului. Aflăm că astăzi, la Chilian, județul Tulcea, într-o anexă gospodărească, a fost identificat un proiectil, adică un glonț, un glonț de 7,62, care a pătruns prin acoperiș, prin tavanul de rigips și apoi a căzut pe podea. Asta înseamnă că venea de departe, probabil, și n-a mai avut forță. A căzut, pur și simplu, trecând prin acoperiș. La fața locului s-au deplasat polițiști în vederea efectuării cercetărilor. Știm că la Chilia a existat un atac cu drone în urmă cu două nopți. Azi noapte a fost un atac cu drone la Ismail, din nou la Ismail. Vom vedea imaginile. De ce sunt importante imaginile? Pentru că s-a pus aici întrebarea, pe bună dreptate, ok, dacă sunt atât de mulți români care filmează atacurile de la Ismail, de la Ren, de la Chilia, de ce n-a filmat nimeni drona aia care a venit în dimineața zilei de luni și a explodat în România? E o întrebare. Și, domnilor, le reamintesc telespectatorilor cine sunt invitații noștri. Este vorba despre Cristian Pârvulescu, Liliana Ruse, Ion Meioniță și Vladimir Ionaș, iar acum ni se alătură Corneliu Biola, este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună seara, Corneliu Biola! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Imediat comentariul dumneavoastră, dar înainte, Vladimir Ionaș, întrebam, nu era mai logic ca în spiritul unei relații de parteneriat, Kievul să ne ofere informații, să ne atragă atenția care dovezi în legătură cu o dronă care ar fi căzut în România și să nu asistăm la, aproape a fost un neosomat, România să ne spune ce fac mai departe, să nu nege că avem dovezi? Ba da, din punctul meu de vedere, România a fost un partener corect și onest cu Ucraina. Ucraina a preferat să facă acest spectacol, acest joc mediatic. Nu înțeleg de ce, dar din nou nu e o surpriză. Domnul Kuleba la fel s-a comportat și în cazul Poloniei și data trecută când a acuzat România că o dronă care a lovit nu știu ce oraș a trecut prin spațiul aerian al României. Mi-ar plăcea să înțeleagă că nu așa te comporți cu un partener care face tot ce poate pentru tine, într-un moment greu. Mi s-a părut incorrect, aș vrea ca Ministerul de Externe, cel puțin la acea afirmație a domnului Kuleba, România să spună ce urmează, să ne spună ce urmează să facă, Ministerul de Externe să-i transmită că nu are nicio obligație să-i spună domnului Kuleba ce urmează să facă. Și că oricum, România discută cu partenerii din NATO. Parteneri. Nu așa e un partener. Aveți curiozități? Până la urmă, România, dacă îi trebuie să spună cuiva, va spune partenerilor din NATO, va transmite la cartierul general al NATO, nu știu, partenerului strategic Statele Unite, dar în niciun caz Ucraina. În afară de inflamarea relației, care oricum este... Inflamarea nu vine din partea României, vine din partea Ucrainei. Păi nu, ajută România această retorică? Păi tocmai, nu știu, eu mă gândesc ca un simplu cetățean, că fiecare stat are niște interese, iar eu personal, între interesele Ucrainei și interesele României, le susțin pe cele ale României. Nu atât. Văd de ce ar trebui să fie interese pentru că divergente. Spiritul României e ca Ucraina să rămână în acest stat scandal, liber și un stat suveran. În acest scandal, cei care au inflamat spiritele au fost ucraineni, nu români. Pentru că sunt într-o țară într-un război de un an jumate. Totuși trebuie să ne gândim la enorma eroare de comunicare făcută de asta român, e cu totul altceva. Eroarea de comunicare a fost și a ucrainenilor. Noi spuneam de la început, poate nu avem informații acum, cercetăm, dar vom veni cu toate elementele când le vom avea și vă vom informa. În loc când domnul... vii și spui, nu există, nu există, nu există... Dar în loc ca domnul Kuleba să iasă public în presă, nu, păi, el a fost primul care a anunțat că acea dronă a căzut în România. Nu era corect să sune ministrul de externe români să-i explice care informații și dovezi. Păi nu știm, noi știm. Păi nu a sunat, a dat public direct informația. Păi nu știți că n-a fost înainte de n-a informat înainte autoritățile române? Eu știu că nu a informat pe nimeni, ci a ieșit direct public. Bun, dar autoritățile române își controlează teritoriul sau nu? Adică să întrebăm ministrul. Ce face Kuleba e treaba lui, după mine mă interesează cum ne-am treaba lui când cum am reușit să eșuăm într-o astfel de situație din punct de vedere comunicațional. Din păcate. Au insistat ucrainenii și atunci românii s-au dus și au căutat și au și descoperit drona. Sunt două zile, au trecut două zile. Două zile în care au venit declarațiile astea deranjante de la Kiev.
Dar te poți întreba, în lipsa lor, am fi descoperit sau nu drona? Bănesc că da, pentru că sunt absolut convins că n-a existat nicio intenție de a ascunde adevărul, ci mai degrabă o convingere venită din informațiile lacunare pe care Ministerul Apărării le-a transmis și alte instituții care sunt obligate să ofere aceste informații. Adică chiar mă întreb ce făceau serviciile de informații, care trebuiau să strângă informații. De ce nu avem camere de luat vederi pe toată granița pentru rog? Sunt o mulțime de întrebări justificate în momentul de față. Se vede că nu eram pregătiți și cred că senzația pe care au avut-o a fost că ucrainienii, în contextul întâlnirii celor trei mări, încearcă să forțeze lucrurile și atunci au ales negarea, care s-a dovedit a fi total neinspirată, cum am explicat și cum o să explic într-un an, pentru că era cel mai simplu, spune că nu avem informații încă suficiente pentru a trage o concluzie. Asta, de fapt, a fost marea eroare pe care au făcut-o politicienii români cu experiență, pentru că, știți, dacă o făcea cineva care abia și începea acum mandatul, înțelegeam, dar în momentul în care ai atâta experiență și știi că există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe, mai ales în contextul acestui război, trebuie să explici simplu că nu ai toate informațiile. E ăsta un reflex la politicienii din România? Vă rog, domn profesor? Să știe tot. Să știe tot? Ăsta nu e un defect. Nu, asta ar fi foarte bine, ar fi cea mai bună situație. Dar sunt convins că efectul e că nu spun. Nu, eu stau să mă gândesc, totuși vorbim despre faptul, haideți să plecăm, uite, plec și eu de la prezumția de bună credință, autoritățile nu au ascuns nimic. România, stat membru NATO, da? Apare ministrul de externe ucrainean și spune, stimată Românie, pe teritoriul tău, la coordonatele XYZ, a căzut o dronă din Rusia. Primul lucru, se presupune, verifici. Iese președintele României pe baza unor informații pe care le primește și spune, nu există așa ceva. România își controlează tot teritoriul, stați liniștiți, nici urmă de așa ceva. Cineva din MAPN, din servicii sau cine are atribuții, l-a informat pe președintele României. Ca e situația. Că asta e situația. Și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă absolut nimic, toată lumea rămâne pe locul său, așa, nimeni. Eu n-am auzit scuzele nicăieri, nici de la MAPN, nici măcar de la președintele Iohannis, care ar fi putut să spună, stimată populație, îmi pare rău, n-am avut informațiile la momentul respectiv, a fost o greșeală. A spus că e o situație fluidă. În condițiile în care propaganda rusă trăiește din a propaga frică, a propaga frică și neîncredere. Are? Nu îți poți permite lucruri de așa natură, de superficialitate atât de gravă. Cealaltă întrebare de aici era cum românii filmează mai ceva ca jurnaliștii toate atacurile și n-au filmat chiar drona. Haideți să vedem ce au filmat românii de la Chilia, atacul din Ucraina. Auleu, uleu, uleu, Doamne, nu pot să cânt așa ceva. Aoleu! Nu pot să cred așa ceva! Se întâmplă la ore mici, de fiecare dată atacurile sunt dimineața, când încă este întuneric, înțeleg că e important atacurile astea cu drone să se facă noaptea, pentru că antiaeriana depinde de văzut. Dacă le văd, atunci le pot lovi. Aici se aude că funcționează și antiaeriana, se aude și motorul, se aude și explozia. Se aude și cum reacționează doamna care filmează. Da, se aude tot, se vede puțin, de fapt se vede foarte puțin din imaginea respectivă, doar se aude. Și, mă rog, înțelegem emoția pe care o trăiește. Nu poți să tragi foarte multe concluzii dintr-o asemenea înregistrare și din multe altele de tipul acesta. Pentru că dumneavoastră spuneți că e la Chilia. Da. Așa știm că de acolo vin imaginile. Bănim că e la Chilia. Bănuim, da. În plus, în privința datei, nopțile arată cam la fel. Absolut. În luna septembrie, nopțile sunt cam la fel. Da. Mai ales între 4 și 5, 6. Domnule profesor Biola, pentru dumneavoastră v-aș ruga un comentariu despre toată tărășenia. Cum vi se pare, cum se vede de la dumneavoastră, ce s-a întâmplat în aceste
două, trei, patru zile în România, încă nu știm. A fost o dronă, au fost două. A fost o dronă întreagă sau nu. A fost o explozie sau fără. Oficial știm că doar există niște bucăți. Astăzi noi am mai găsit niște bucăți pe care nu le mai caută nimeni. Așteptăm rezultatul anchetei oficiale. Vă rog, cum vi se pare? Aș întâlni să spun că ucrainienii au făcut un serviciu. Faptul că Caleb Kuleba a făcut acea declarație și care a fost inflamată de media, că Kuleba a spus că avem dovezi fotografice, suntem gata să le împărțim sau să le șeruim cu autoritățile române și autoritățile române sunt cele care vor lua decizia. Și de ce spun că ne-au făcut un serviciu? Să presupune că Kuleba nu făcea acea declarație. Mai discuta careva astăzi despre drona care a picat? Într-un fel a fost o palmă după ceafă că toate autoritățile române s-au trezit, s-au dus să caute prin tufișuri, să facă ceva și ne-am descoperit că avem o vulnerabilitate. De-aia spun că ne-au făcut un serviciu. Poate reacția în momentul de față, din punct de vedere militar și politic, nu va mai fi una de a privi cu atenție și îngrijorare, cum ne-am obișnuit până acum, ci una în care, într-adevăr, în ceasul al 12-lea, oamenii se trezesc și fac ceva pe acea zonă. Să fie foarte clar, această criză e total predictibilă. Aceste atacuri ale rușilor care s-au intensificat în ultima perioadă n-au început ieri. De scuza eternă cu primăvara nu e ca iarna, nu funcționează. Într-adevăr, Dunărea e mai sinuoasă în acea zonă, fără nicio îndoială, dar asta nu însemna că nu puteai să te aștepți că acele drone vor pica. Aș spune că l-a mai făcut un serviciu în al doilea punct de vedere. Pentru că dacă nu avea această intervenție, o intervenție cu o dronă care a picat cu o expresie nefericită folosită de domnul Ciolacu, de junglă, a picat într-o zonă nepopulată. Dar dacă a doua oară nu mai pica într-o zonă nepopulată și pica peste o casă, pica peste o fermă, pica peste o clădire, aveam victime. Deci este un fel de trezire la realitate și în loc să oarecum să avem această reacție foarte ofuscată față de ucrainieni, ar trebui totuși să înțelegem mai departe unde sunt vulnerabilitățile României pe această zonă. De ce capacitatea militară a României este scăzută de monitorizare și de reacție și de ce modul în care au reacționat autoritățile a fost așa de lamentabil. Imaginea României care se vede în momentul de față este de verigă slabă. Mă refer pe lanțul NATO, pentru că, cum am văzut și cu prim-ministrul luxemburghez în compania domnului președinte Iohannis, dacă spune domnul președinte, pot eu să nu cred. La fel, evenimentul celor trei mări a fost confiscat mediatic de această criză și toți se uitau oarecum jenanți la ce se întâmplă. Nu e permis acestea. Pe model de sănătate, de economie, de educație, acolo sunt diferențe politice. Pe securitate națională, marșa de eroare e zero. E zero. Iar această vulnerabilitate care a fost pusă în evidență de către declarația lui Kuleba, ar trebui să fie, sperăm, un duș cu apă rece. Pentru toate autoritățile, în modul în care au reacționat la o criză perfect predictibilă. Până în momentul de față. Sunt curios, am întrebarea și pentru dumneavoastră în studio, am dezbătut deja. Ce fel de reacție ar trebui să aibă România după ce vom fi siguri, după ancheta militarilor, după ce vom fi siguri că a fost o dronă rusească, care ar trebui să fie reacția României? Cred că sunt două elemente care ar trebui pe domeniul intern și pe domeniul extern. Pe domeniul extern e problemă de restaurare a credibilității. Pentru că, într-adevăr, oamenii nu au încredere că data viitoare nu se va întâmpla la fel. Bâlbele, modul în care s-a discutat, povestea jenantă cu ministrul care a fost prins de o echipă TV prin tufișuri căutând resturi, nu inspiră încredere pentru niciun cetățean român. Și asta este o problemă pe probleme de securitate națională. Iar a doua, pe probleme de extern, cred că aici trebuie să luăm modelul pe care l-am avut cu Polonia când s-a întâmplat un incident trecut și presiunea pe NATO să crească puțin. De ce spun acest lucru? Rușii trimiteau rachete aproape de granița cu Polonia pentru un motiv strategic. Pe acolo treceau echipamentele cu armament din vest pentru Ucraina. De-aia bombardau. După care a fost acel incident și reacția a fost mult mai promptă. Rușii n-au mai bombardat în zonă. S-au retras oarecum din acea perioadă. Aici cred că trebuie pulsat, în sensul că, și de aici cred că și ucrainienii doreau acest lucru, că aceste atacuri
nu numai frecvența, dar și distanța trebuie mărită. Și nu poți să faci singur ca țară, dar trebuie să faci în colaborare cu partenerii NATO, pentru că ei au capacitate mai bună și capacitate diplomatică să pună presiune pe genul acesta. S-a întâmplat, a avut loc un astfel de reacție după Polonia. E posibil, cu puțină presiune, să aibă loc și pe acest lucru. Dar poziția românească este vulnerabilă. Vladimir Ionaș, v-a văzut reacționând. Am spus că după incidentul cu racheta de pe teritoriul Poloniei, majoritatea transporturilor de logistice către Ucraina s-au mutat pe rute din România, atât feroviar cât și terestru. Era vizibil pentru oricine, orice cetățean. Știți că la un moment dat apăreau extrem de multe imagini, ulterior s-au potolit că s-au obișnuit și românii cu trenuri încărcate, cu diverse... O parte s-au mutat, 80% merg prin Polonia, în continuare. 80% din transportele militare merg prin Polonia. O parte au fost deviate prin România, 20% continuare merg prin Polonia. Rețin că ar trebui să existe o reacție din partea României, dar mai ales o reacție din partea NATO. Vă propun o declarație făcută de șeful armatei poloneze, generalul Raimund Andrejczak, care spune așa: amenințările nucleare ale lui Putin sunt amenințări nucleare de bandit. Fac necesar ca NATO să adopte un răspuns mult mai agresiv, inclusiv să ridice de la sol mai multe avioane cu capacități nucleare. Folosește o expresie foarte plastică, este deliciul presei. Gangsterii pun armele pe masă, își închipui o situație. Gangsterii pun armele pe masă. Gangsterii erau băieții răi, rușii și belarușii. Gangsterii pun armele pe masă, iar noi suntem în tricou și spunem: știi, am o armă, dar am lăsat-o acasă. Omul, probabil la vârsta pe care o are, are și o experiență din epoca comunistă sau măcar are niște referințe de acolo. Spune că în timpul războiului rece, NATO ridica mult mai multe bombardiere nucleare care patrulau prin aer și că asta nu se mai întâmplă acum, că dacă s-ar întâmpla, rușii ar fi ceva mai reținuți, mai descurajați. Cum e, Ion Meioniță? Este rolul armamentului nuclear. Armamentul nuclear nu a fost dezvoltat pentru a fi folosit, ci pentru a descuraja. Pe baza acelui principiu al distrugerii mutuale. Dacă cineva începe o agresiune nucleară, se va asigura că nu va supraviețui nimeni, pentru că și celălalt are arsenalele pe care le poate folosi. Și atunci această logică a dus la înarmare nucleară, la înarmare nucleară, creșterea capacităților nucleare și de o parte și de alta, până când un sistem a crăpat, adică sistemul sovietic. După care toată lumea a fost fericită, sfârșitul istoriei. Nu mai aveam conflicte, democrația triumfa și ajungeam la sfârșitul istoriei. Nu s-a întâmplat așa ceva, din păcate. Ne-am întors la aceeași logică, a descurajării. Iar ca să descurajezi, trebuie să fii credibil. De aceea, dacă ești în tricou, nu poți să fii credibil în fața gangsterilor. Și atunci trebuie, într-adevăr, să realimentezi tot arsenalul din dotare pentru a fi credibil. Iar Polonia face acest lucru. Polonia va cheltui în acest an 4% pentru înarmare, pentru înzestrare, pentru 4% din PIB-ul Poloniei, care e dublu PIB-ului României, dublu și ceva din PIB-ul României. Deci ucrainenii, polonezii vor să descurajeze, se pregătesc intens. Noi nici nu știm dacă a căzut o dronă pe teritoriul României. Da. Aici este diferența de abordare. Pentru că trebuie să ai capacitatea de a descuraja, bineînțeles, nu de unul singur, că nu suntem toți la fel de puternici, dar într-o alianță care este cea mai puternică, alianță planetară, sigur că lucrurile trebuie readuse la ceea ce avem acum. Un război major în Europa, la granițele NATO și ale Uniunii Europene, și mai este, nu mai e vorba de un război pentru Ucraina, împotriva Ucrainei, de care se leagă supraviețuirea Ucrainei, este vorba de supraviețuirea nu numai Europei, dar și sistemului mondial, așa cum a fost el clădit de după al doilea război mondial, în baza acordurilor care au dus la înființarea ONU, a sistemului global de comerț și a lumii în care trăim astăzi. Asta este miza, nu numai ceea ce se întâmplă în Donbas, în Crimea, în Herson și pe linia frontului din Ucraina. Sigur că NATO așa trebuie să vadă și vede acest lucru,
prin strategiile pe care le-a pus la punct, dar trebuie și noi să fim acolo, adică nu putem să ne uităm numai în spate și noi să ne uităm pe cer și să vedem plouă sau e grindină sau sunt drone rusești care lovesc teritoriul României. Totuși cu 2,5% din PIB îți, te gândești că faci ceva pentru a avea protecția teritoriului național la nivelul pe care poate să-l asigure România și cu sprijinul aliaților care sunt prezenți cum n-au fost niciodată pe teritoriul român. E și o diferență de viziune în ceea ce privește politica externă, pentru că în cazul, mai ales după începerea conflictului, în cazul Poloniei, liderii de la Varșovia au știut foarte clar. Polonia nu poate fi decât de partea Ucrainei. Polonia vrea să fie un actor important în regiune și vrea să fie partenerul, cel mai important partener al Statelor Unite aici, în această zonă a Europei. Ceea ce s-a și întâmplat. Oamenii au avut o viziune și au urmărit-o până la capăt. Polonia a avut atitudinea cea mai hochiș, să zic așa, cea mai ofensivă în relația, în criticile aduse Rusiei. Polonia a ajutat enorm Ucraina. Toate ajutoarele sunt făcute, știu asta pentru că am documentat o lucrare pe tema asta, toate ajutoarele venite de la guvern, venite de la Uniunea Europeană, sprijinul primit din Statele Unite pentru ajutorarea Ucrainei, toate sunt publice, le găsești la fiecare instituție. Populația a fost de asemenea, sprijinul financiar acordat de populație, de asemenea documentat, absolut tot. Există o viziune de politică externă în Polonia, nu știu dacă în România există această viziune. Dacă vrem să contăm... Vă rog, deci, mai mult decât este, atâta, este, eu cred că trebuie să revenim puțin la momentul actual. Polonia nu prea sprijină Ucraina în ceea ce privește acordul cerealilor. Din contră, da, Polonia este total împotrivă din motive electoraliste pentru care a mărit cerealilor. Este vorba de tranzitul cerealelor pe teritoriu și piața comună. Accesul pe este piața pentru comunelor. Că au pierdut fermierii... Nu acordul cerealier care este de transport la... Nu, este fermierii polonezi despre... au pierdut, piața cum au pierdut și fermierii români. Dar de aici am să spune că Polonia nu sprijină Ucraina. România, din câte am observat, este... Și-a schimbat poziția este România? Este de acord să sprijine masiv trecerea cerealelor dar pe teritoriul Dar nu permite vânzarea lor pe piața internă. Absolut. Da, la fel ca absolut. Polonia. Absolut. Polonia este categorică din punctul ăsta de vedere și... Dar și permit tranzit. După permit cum ați observat, domnul Zelenski a fost foarte dur împotriva acestei atitudini a Poloniei. Relațiile dintre Varșovia și Kiev, din acest punct de vedere, sunt foarte tensionate în momentul de față și un apropiat al partidului de guvernământ, membru în Parlamentul European, a făcut săptămâna trecută, polonez, al PIS-ului polonez, a făcut săptămâna trecută o declarație în care a acuzat direct guvernul de la Kiev că șantajează Uniunea Europeană. Pentru că nu puteau să o facă oficiale, dar omul acesta este totuși, are o poziție importantă în interiorul partidului. Discuți pe diverse paliere. Discuți pe greu, discuți pe armament, pe coridoare de transport. Deci, pentru Ucraina în momentul de față. Dacă se apropie un an electoral, Uraniu Sărăcit pierde, e o problemă. Anthony Blinken a fost la Kiev. A fost și într-o regiune care a fost eliberată de ucraineni, o cuceriseră, o ocupaseră militar rușii la începutul războiului. Astăzi a fost acolo, ieri discuții doar la Kiev. Tot astăzi Anthony Blinken a coborât și într-un adăpost antiaerian. Era destul de tulburat de momentul respectiv. Imaginile vorbesc de la sine. Cu această ocazie, Anthony Blinken anunță un pachet de $1 miliard ajutor pentru Ucraina. $1 miliard. Din acest pachet există 175 de milioane pentru proiectile antitank cu uraniu sărăcit. O veste care i-a aruncat în flăcări, l-a figurat pe cei de la Moscova, pentru că imediat toți purtătorii de cuvânt ai lui Putin au fost instruiți să facă declarații prăpăstioase despre ajutorul în muniție cu uraniu sărăcit. Și Peskov azi dimineață zice, Statele Unite trebuie să răspundă pentru consecințele foarte triste ale deciziei de a furniza muniție cu uraniu sărăcit. Și adaugă, înghițirea sau inhalarea unor cantități de uraniu duce la afectarea rinichilor și ridică riscul de a face mai multe forme de cancer. Domnule profesor, asta zice purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Și a zis-o și în momentul în care britanicii au oferit exact aceeași muniție, pentru că nu e pentru prima dată când ucrainienii o folosesc, și explicația a fost foarte clar dată de respectivii, nu există niciun fel de risc, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră,
este uraniu sărăcit. Uraniu sărăcit. El doar întărește foarte mult proiectilul, astfel încât poate să străpungă blindajele tancurilor rusești, care oricum nu au un blindaj extraordinar, între noi fie vorba, pentru că am văzut că au dat imagini cu primul Challenger care a fost distrus de armata rusă, dar au uitat să spună că echipajul a fost salvat. Da. Deci e foarte important această discuție și, evident, în condițiile contraofensivei și a spargerii frontului de către ucrainieni, asta poate să fie un avantaj, pentru că ați văzut declarațiile lui Putin încep să fie foarte interesante. Putin nu se mai referă la război ca la un război câștigat, ci lasă să planeze dubii în legătură cu operațiunea militară. Spune că până acum contraofensiva ucrainiană nu a reușit, ceea ce înseamnă că de acum încolo ar putea reuși. Asta din punctul de vedere al rușilor, pentru că, mă rog, succesele din ultimele două săptămâni ale ucrainienilor par să indice un avans tactic foarte important. Vom vedea și imaginile cu Anthony Blinken. Vorbim despre acest eveniment, spargerea celei de-a doua linii din celebra apărare Surovikin. Unde e Putin? Toată lumea se întreabă, iar a dispărut Putin. Ieșiri rare, declarații nici atât. O fi în vacanță? Nu cred că vacanțele se poartă mai degrabă aici, în România. Totuși, cred că Putin are responsabilitatea... Era zilele trecute la Sochi, împreună cu Erdogan. La Sochi e practic acasă. Era practic acasă, adică nu era așa cum ar fi plecat. De-abia l-a îngropat pe Prigojin. Ține puțin momente de să reculege. E o situație complicată pentru un moment din nou complicat pentru Rusia în momentul ăsta. Și ce ar fi putut să ne spună Putin? Că ne-au spus deja și domnul Peskov și doamna Maria Zaharova cât de răi sunt americanii, cât de rău este acest Occident care nu face decât să alimenteze războiul, furnizând Ucrainei arme care, ce să vezi, produc cancer și așa mai departe, tezele propagandă. Ce mă șochează pe mine este că acest regim care a comis atrocități în războiul ăsta, în Ucraina, a bombardat școli, spitale, au murit oameni nevinovați foarte mulți, găsește de cuvință să reproșeze Occidentului tocmai faptul că nu luptă cu mijloace cinstite. Păi, cum o fi asta? Face parte din joc. Domnilor, șeful informațiilor militare americane e un personaj pe care probabil presa din Statele Unite îl cunoștea, noi îl cunoaștem cu această ocazie, este citat de presa ucrainană, se numește Trent Moll, șeful serviciului de informații militare din Statele Unite. Spune așa, până la sfârșitul anului, ucrainenii sparg apărarea în sud. Dacă acum două săptămâni mă întrebați despre lucrul ăsta, v-aș fi spus că sunt mai degrabă pesimist. Dar odată cu străpungerea celei de-a doua linii, lucrurile s-au schimbat și e important, unu, să primească în continuare muniție de artilerie și este important și cum va fi vremea în toamna asta. Cu încălzirea globală... Lucrurile se puteau petrece mai demult dacă ucrainenii ar fi primit toate armele de care aveau nevoie. Pentru că aici, într-adevăr, a fost o sarcină mult prea grea pentru contraofensiva ucraineană să străbată câmpurile de mine, fortificațiile pe care rușii au avut timp să le pună la punct și, într-adevăr, e mult mai ușor să te aperi în spatele unor asemenea lucrări militare, genistice. Și să ataci fără aviație. Din nou, deci un lucru pe care nicio armată occidentală nu l-ar face. Adică nu ar porni la o asemenea ofensivă fără aviație, fără supremație aeriană. Pentru că pierzi un element esențial și asta înseamnă pierderi la nivelul oamenilor din teren, al infanteriei, care trebuie să se ducă să facă deminare cum se făcea în al doilea război mondial. Să meargă pe... să se târască pur și simplu și să scoată minele cu mâna. Când n-ai alte mijloace la dispoziție, sub focul inamic, îngrozitor. Sigur că te așteaptă. Știu pe unde vii, te așteaptă cu artileria, trimiți un tank acolo, îl lovesc. Deci, extrem de greu ceea ce au făcut ucrainenii. Deci, acel avans care poate părea mic pe hartă, la imensitatea frontului de acolo, totuși a necesitat un efort enorm, sacrificii, și poate să ducă într-adevăr dacă ucrainenii au acum posibilitatea să dezvolte acestea. Nu e suficient că au reușit să depășească o primă linie sau sunt pe punctul de a depăși o a doua linie. Ei mai trebuie să aibă
forțele în spate cu care să vină să intre în această breșă și să încearcă să o dezvolte, să îndepărteze umerii și să meargă înainte, astfel încât să taie liniile de comunicație din spate, să întrerupă circuitul informațional, de lanțul de comandă și așa mai departe. Dar este posibil, însă nevoia lor este uluitoare. Au nevoie de mult mai multă artilerie, de protecție antiaeriană, pentru că nu au avioane și atunci măcar să se protejeze de bombardamentele rusești. Însă situația, într-adevăr, nu știi niciodată ce se întâmplă într-un război. Nu știi niciodată. Poți să ai un blocaj de un an de zile și în trei zile să se răstoarne un front, poți din contră să fii blocat 4 ani de zile, cum a fost pe în primul război mondial pe frontul de vest, unde nu s-au mișcat decât 200-300 de metri cu pierdere de milioane de vieți. Așa încât totul depinde și de capacitatea ucraineană și de moralul lor, dar și în mare măsură de capacitatea Occidentului de a furniza arme în cantități foarte mari, pentru că ei sunt nevoiți să utilizeze și tactici din primul război mondial, în care artileria a jucat rolul cel mai important. Regiunea despre care vorbeam mai devreme este Cernihiv, unde a fost Anthony Blinken, iar la Cernihiv, în regiunea Cernihiv, unde a fost astăzi în vizită, a vorbit despre cât de mare este efortul de deminare, motiv pentru care mare parte din mare. O parte din acest pachet de ajutor de aceea va fi nici și pentru deminare. Tancurile obținute nu pot fi folosite pentru că le irosești degeaba în câmpurile de mine. Domnule profesor Biola, despre ajutor, dar mai ales despre acest moment, se vorbește despre el ca despre unul foarte important în economia războiului. Ucrainenii au reușit să treacă și de a doua linie de apărare a rușilor. Diplomația e interesantă pentru că de multe ori sunt chestii de substanță, ce tratate închei, ce vorbe spun, dar de multe ori și un spectacol. Și chestia de spectacol e foarte interesantă, că în cazul vizitei lui Blinken, mersul la McDonald's, vizitele, durata vizitei, intervențiile, este vorba de o anumită relaxare pe care o transmite prin genul acesta de comportament. Până mai de curând aveam tot felul de vești, veneau și din partea spațiului european și din cel american, că ucrainienii ar trebui să se apropie de negocieri, să gândească la negocieri, să vadă ce se întâmplă. Genul acela de cuvinte au dispărut. Au apărut altfel de cuvinte. Spuneați de Trent Moll, vorbește precaut, spune că e o probabilitate realistică de a străpunge acesta și ajunge la Marea de Azov. Avem mărturii despre creșterea moralului soldaților ucrainieni după străpungere, dar și pe frontul de nord-est, la Kupiansk. Este singura zonă în care rușii sunt într-o poziție de mini-ofensivă, dar cu ajutorul acelor proiectile cu dispersie sunt foarte bine ținuți în șah în momentul de față. Deci lucrurile parcă se mișcă într-o direcție, cum este acest pendulum de război, se mișcă ușor, ușor spre ucrainieni și vedem și această convivialitate pe care Blinken, un diplomat extrem de profesionist și de versat, o transmite prin modul în care el și cu Kuleba, e a patra întâlnire pe care eu au, transmit un simbol de solidaritate, de prietenie, de ajutor foarte, foarte susținut. Și asta cred că îl îngrijorează pe Putin și pe ceilalți care încearcă să devieze discuția spre aceste proiectile. Apropo, cele proiectile sunt destinate pentru cele 31 de tancuri Abrams care trebuie să ajungă și care sunt se așteaptă să vor decima toate blindatele rusești la un moment dat. Deci, cred că pendulul începe să se miște din aceste declarații, din acest spectacol pe care îl vedem ușor spre partea ucrainiană, dar să nu uităm că sacrificiile, vorbim de costuri economice, costurile umane pentru ucrainieni sunt uriașe. Încetinirea campaniei militare în prima linie a fost făcută și datorită faptului că vreau să minimizeze aceste pierderi pe perioada următoare. 2-3 luni va rămâne, dar trebuie să ne așteptăm că ăsta este un război de durată și cred că e și un mesaj înapoi pentru România și pentru ceilalți. Acest război nu va dispare în decembrie, nu va dispare în ianuarie. Rusia va rămâne o putere ostilă și trebuie să conștientizăm, și cred că nu s-a conștientizat, că România se află într-un teatru de război care cu scântei, cu un foc de tabără care anuncă scântei, poate să ne prindă anumite zone.
ideea de a fi în război cred că trebuie conștientizată, sau în teatru de război, nu în război direct, în teatru de război cred că nu a fost complet absorbită și ar trebui poate să o absorbim. Foarte bună observație. Imediat vom reveni la declarația făcută de Jens Stoltenberg, care sună mai degrabă a avertisment. Ce s-a întâmplat în România ne reamintește cât de mare este riscul de incidente și accidente. Dar înainte, o întrebam mai devreme pe Lili Ruse despre absența lui Putin, care părea că e din alte vremuri, da? Din primul an de război, când entuziasmul ucrainenilor era deosebit. Și se mai întâmplă ceva care din nou ne duce cu gândul la ce se întâmpla în primul an de război. Și anume reapar știrile despre conversațiile telefonice ale soldaților ruși. Numai că de data asta agenția Reuters spune că a obținut dintr-o sursă ucraineană 17 conversații, convorbiri telefonice, pentru că în mod frecvent serviciile de informații ucrainene interceptează astfel de conversații, pe care le-a oferit agenției Reuters, care le-a analizat. Și din cele 17 rezultă că rușii sunt speriați, că sunt prost dotați, că nu mai vor să lupte, că le mor camarazii cu unitățile, că și sunt folosite expresii de genul nu mai există al doilea batalion, pur și simplu l-au făcut bucăți, nu mai facem față, nu ne folosim degetele pe post de baionetă, ne fac praf. Vă aduceți aminte de primul an de război? Nu erau multe astfel de relatări despre cât de prost au rușii cu moralul? Sunt două lucruri vizibile, inclusiv pe canal Telegram ale celor două armate, unde stau soldații, și pe TikTok. A crescut foarte mult moralul din nou al celor din partea ucraineană și a scăzut foarte mult moralul rușilor. Probabil sunt și de foarte mult timp acolo rușii în aceleași poziții. Toate scandalurile care au fost în jurul armatei, cu ce s-a întâmplat cu grupul Wagner, a scăzut foarte, foarte mult moralul. Au început să fie din nou arestați foarte mulți lideri din armata rusă, din diverse departamente, exact pe corupție. Uh-huh. Au fost prinși. Șeful apărării antieriene de la Moscova. Și numai, și în marină au fost. Câte atacuri cu drone știm noi că au fost la Moscova. În sfârșit l-au dat afară pe șeful apărării. Tocmai pe un caz de corupție care și lua mită sau nu știu ce. Și a refăcut vila cu bani de la armată. Vom vedea care va fi reacția asta cu muniția, cu uraniu sărăcit. Vă aduc aminte că de când s-a vorbit de tancuri, înainte de a se vorbi de muniție, a fost una dintre principalele linii pe care a mers apărarea rusă, exact pe ideea asta, domne, că alea folosesc muniție cu uraniu sărăcit. Deci de fiecare dată au repetat aceleași chestii cu cancerul și așa mai departe. Nu e o surpriză. Nu știu, Putin a dispărut după întâlnirea cu Erdogan. Probabil o să apară din nou când se întâlnește cu Kim Jong-un. Se întâlnește la Vladivostok? Așa a rămas informația, că vine cu trenul și se vor întâlni acolo. Acum, nu știu, vom vedea dacă altceva, da. Vom vedea dacă acolo va avea loc, dar cred că da, pentru că e cel mai ușor. Apropo de întâlnirea cu Kim Jong-un, foarte interesantă declarația făcută de Peskov astăzi. Nu o să o comentăm, că nu mai avem timp. Dar spune, până la urmă, orice ați zice, sunt vecinii noștri. Declarație de oficial al Federației Ruse. Domnule profesor, Jens Stoltenberg spune, ce s-a întâmplat în România ne reamintește cât de mare este riscul de incidente și accidente. Este un avertisment pe care îl transmite Rusiei, pentru că există un risc foarte serios și da, cred și eu, așa cum citați șeful de stat major polonez, că este nevoie de o atitudine mult mai dură, atât din partea statului român, cât și din partea NATO. Pentru a-i obliga pe ruși să devină circumspect, să înțeleagă că riscurile sunt foarte mari dacă continuă cu această linie. Și aici vorbim despre teritoriul României și riscurile care există pentru teritoriul României. După ce se termină această anchetă, mâine, poi mâine, dar cred că mâine, vineri, este o zi foarte potrivită, să se facă această comunicare nu doar către societatea românească, ci și o comunicare foarte ofensivă împotriva Rusiei, pentru că riscurile sunt imense. Președintele a lăsat în declarația sa de miercuri, cred, să se înțeleagă că va urma așa ceva. Dacă se confirmă fost forțe de drone rusești, atunci este o încălcare gravă și vor urma consecințe. Le așteptăm. Ce așteptări ai, Lili Ruse? Mâine este vineri. Mâine să ne spună armata dacă drona e rusească sau nu? Să ne spună dacă are nevoie de bucățile găsite de Ali Borcea? Nu, să ne spună lucrurile astea. Hai să fim realiști. Da, eu tocmai îmi imaginam, în timp ce vorbea domnul profesor despre ce ar trebui să facă statul român, mi-l imaginam pe ministrul apărării, domnul Tălvăr, dând un ultimatum practic Rusiei în care se, nu știu, să sperie pe Putin.
cine să comunice lucrurile astea? Președintele Klaus Iohannis ar trebui să le comunice. Păi acum două zile ne-a zis altceva. Și ce să facem? Pe timp ce credem? Altceva. Păi, situația s-a schimbat, e fluidă. Și de unde știm că peste două zile nu o să fie, nu o să descopere altceva? Ce garanție avem? Că o să descopere probleme... încă o dronă, încă o dronă sau că drona era de producție nord-coreană? Un minut, așteptări, Ion Meoniță. Incidente vor mai fi. Uh-huh. Tot am discutat de două ore acest lucru. Uh-huh. Trebuie să ne pregătim să le facem față. Nu cum am făcut față primului incident, care era foarte, foarte previzibil. Nu trebuia niciun glob de cristal ca să spui că da, în condițiile astea de bombardamente la granița României, inevitabil se va întâmpla. Să nu se întâmple mai rău. Deci trebuie să ai comunicarea cu NATO, bineînțeles Rusia să fie avertizată că este vorba de un stat NATO și că să-și mute tirurile, deși, bineînțeles, pentru ei este foarte important să reteze exporturile de grâne și pentru asta trebuie să distrugă Ismailul și Chilia și alte infrastructuri portoare. Ministerul Apărării să înțeleagă că are nevoie de niște comunicatori civili. Ok, pe linia NATO, păi să discute generalii, dar când vine vorba de societate, mai ales în contextul sau măcar de niște așteptării că vom avea noi astfel de evenimente, să aibă niște comunicatori civili. Bine că avem stadion. Mulțumesc tuturor. Oana Zamfir cu ultimele informații. Seară bună!